FCM Dunărea și ACS Bețeni s-au luptat în primul rând cu terenul aproape impracticabil. Cele două echipe au oferit o partidă agreabilă cu răsturnări de scor. Meciul s-ar fi putut încheia cu alt scor în cazul în care terenul ar fi fost acceptabil. Din păcate, fac o paranteză, nu există prevedere regulamentară care să te apere pe tine echipă gazdă în astfel de situații. Uitați-vă în ce hal a luat terenul, teren care, în care s-au investit sume importante în toamna trecută, este al doilea joc care desfășoară pe acest teren, iar această suprafață, nu știu dacă mai poate fi considerată în acest moment teren de joc. Deci cred că ar trebui o prevedere regulamentară în care în caz de forță majoră să ajute clubul gazdă să-și mențină și să-și protejeze suprafața de joc. FCM Dunărea a demonstrat determinare, spirit de sacrificiu și un apetit ofensiv care anunță lucruri frumoase. Președintele Auraș Brașoveanu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor lui Costel Enache. Un joc bun, din punctul meu de vedere. Ambele echipe au avut atitudine pozitivă. Ambele echipe au fost preocupate doar de joc. Repet, influențat exprimarea ambelor echipe de suprafața aproape impracticabilă, dar ieșit în evidență faptul că ambele echipe până la urmă au fost profesioniști, mă refer la faptul că nimeni n-a urmărit, ajutându-se de suprafața de joc, să își scoată adversarul din joc prin alte mijloace decât cel sportiv, iar aici felicit ambele echipe și ambele antrenori pentru modul în care au știut să imprime o astfel de atitudine jucătorilor. FCM Dunărea dispută o nouă partidă oficială miercuri. Echipa gălățeană întâlnește în deplasare Gloria Buzău, formație pregătită de Ion Viorel.